Pregătirile pentru concursurile de directori a instituțiilor subordonate Consiliului Județean au intrat în linie dreaptă. Cel mai devreme se va desfășura cel pentru conducerea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, unde se anunță concurența acerbă. Deocamdată, aspiranții provin din cadrul instituției, dar la concurs se pot înscrie și persoane din afara DGASPC care îndeplinesc condițiile. Concursul nu va avea loc la Buzău, va avea loc la București, la Agenția Funcționarilor Publici. Și iarăși mai fac și vă mulțumesc pentru această întrebare. La acest concurs pot participa toți cei care îndeplinesc condițiile, nu numai din cadrul instituției, ci din afara instituției. În același timp se organizează concurs și pentru ocuparea funcției de director al Teatrului George Ciprian, al Bibliotecii Județene, al Muzeului, dar și al Centrului de Cultură și Artă. În aceste cazuri, concursul se va desfășura la Buzău, cel mai probabil în luna martie. Începând cu luna martie, că astea sunt procedurile, vor avea loc concursuri și la celelalte instituții. Probabil că vă referiți la teatru și așa mai departe, la Centru de Cultură, Biblioteca Județeană și implicit, cum spuneam mai devreme, la direcții. Bibliotecă, teatru, muzeu vor fi susținute la Buzău pentru că directorii sau cei care vor conduce aceste instituții nu sunt funcționari publici, iar pentru că cei de la direcție au devenit funcționari publici, tocmai de-aia concursul va avea loc la București. Decizia de a scoate la concurs postul de director al DGASPC a fost luată la finele anului trecut după izbucnirea scandalului legat de plasarea abuzivă în plasament a peste 60 de copii. La acea vreme, directorul Adrian Vintilescu a demisionat, iar în prezent funcția este deținută interimar de Ștefan David.